Bun, acum știți că l-a dat în judecată, sau mă rog, să pregătească să-l dea în judecată Ilie Năstase. Mă rog, ați văzut că un pic s-a cam sucit la televizor Ilie Năstase. Îi reamintesc fostului jucător de tenis că pentru a da în judecată pe cineva trebuie să știi să scrii. Și pentru asta trebuie să faci o plângere, domnul Năstase, nu e orală asta. La oral poate că sunteți un pic mai bun decât la scris. E nevoie de scris. Acolo îl va da în judecată pe Robert Turcescu pentru că există. Da? Sau pentru că mai există, s-a simțit lezat în calitate de cetățean Ilie Năstase, pentru că se uită la televizor, ca să-l citez în fiecare seară, și de vreo câteva zile apare Robert Turcescu cu această declarație, pe nu-i vina lui. E vina Sorinei Matei. Robert Turcescu nu mai dă de mult declarații. A vorbit acolo în fața casei, dar și aia, dacă nu l-ar fi preluat nimeni, el nu mai apărea la televizor. Sorina Matei, să știți. Da. L-a preluat Ghiță. Acum, sigur, dacă să facem noi o paranteză la domnul Stan. Îmi lipsește mustața și aș râde și eu un pic așa, dar n-am mustața lui. Dacă se întoarce vreodată în televiziune Robert Turcescu, să batem în lemn, se întoarce la RTV. Pentru că este singurul loc unde, în calitate de practic de infractor, ai avea ce să mai cauți. Acolo te primește televiziunea, tocmai pentru că așa stârnești invidia și să uită telespectatorii și altor televiziuni. Adică acolo nu se face presă. Deci, tocmai pentru că tu nu mai ești un om de presă, singurul loc, să nu se supere nimeni pe mine, da? Ăsta e adevărul. Da? Deci, în momentul de față, dacă te-ar mai primi cineva, da? După ce bunul Dumnezeu, să zicem, și bunii judecători drepți, i-ar da dreptate lui Turcescu, să presupunem, și n-ar fi condamnat, la RTV ar avea un loc de muncă aproape cert. Bistoș, cum ar spune maghiarul. Este singurul loc unde nu contează dacă ești jurnalist sau nu. Bun, dar ca să revenim la Ilie Năstase, zice așa, apare Robert Turcescu cu această declarație și este cel mai mare circ la care am asistat vreodată. Unul ieftin. Da, bun, acum pentru Ilie Năstase nu știu ce înseamnă scump și ieftin. Și mie mi se pare, de exemplu, că domnul Năstase s-a căsătorit ieftin, adică prost, cu doamna Brigitte Sfăt. Când ești Ilie Năstase, dacă te căsătorești cu Brigitte Sfăt, nu e un circ ieftin, domnul Năstase? După părerea mea, este. E și un circ, după care punem o virgulă și este și ieftin. Ok. Dânsul cere să-l judecăm și noi stăm și doar ne uităm. Asta da. Eu m-am decis să fac plângere, nu ca un senator sau ca un general, ci și ca un cetățean al acestei țări. Să fiu eu primul care face treaba asta. No. Când e vorba de făcut treabă, e ăla alt. E Ion Țiriac primul.